Programul Străzi pentru Comunitate a adus în pata Timișorenilor pe Bulevardul Cetății evenimente pregătite cu ajutorul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara. Printre acestea s-au numărat teatru, dans, muzică, ateliere, sport pentru toate vârstele. Bulevardul cetății a trecut printr-un amplu proiect de reabilitare. Au fost modernizate liniile de tramvai, tramele stradale, dar a fost refăcută și infrastructura de utilități din subteran. Locul mașinilor și al tramvailor a fost luat de mii de timisoreni care s-au bucurat împreună de o zi dedicată lor. Astăzi celebrăm o investiție europeană pentru comunitate. Bulevardul Cetății astăzi devine un bulevard al cetății, un bulevard pentru oameni, așa cum este și gândit tot proiectul. Este un bulevard nu doar uh, pentru mașini, ci și pentru pietoni, pentru bicicliști, pentru tramvaie și mă bucur foarte mult că împreună cu ADR Vest am putut să ducem acest proiect la un bun sfârșit. Avem o finanțare de peste 70 de milioane de lei, finanțare europeană, și în aceste vremuri e important să ne amintim că fondurile europene și apartenența noastră la Europa ne asigură prosperitate și un viitor bun pentru Timișoara. Dominic Friț a adăugat că și pe partea de transport public acest bulevard a arătat utilitatea lui. În primele șase săptămâni după deschidere au existat peste 155.000 de călătorii validate și peste 5.500 de ture de tramvai.